Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur că sunteți pe fază. Sunteți pe fază care v-a să zică la o emisiune nu oarecare, ci dedicată afacerilor europene în general și implicațiilor acestora asupra țărișoarei. Și de ce exact în acest moment? Pentru că acum câteva minuțele s-a terminat care v-a să zică audierea Adinei Vălean în Comisia Transport a Parlamentului European. Urmărim să vedem și rezultatul votului. L-avem invitat pentru a discuta următoarele. Audierile de astăzi, ultimii trei, deși poate ar trebui să fie patru, dar discutăm și asta, de ce trei și nu patru membri ai Comisiei von der Leyen, și mai ales surpriza sezonului european, cu alte cuvinte, diplomație mai puțin obișnuită a domnului Emmanuel Macron. Și discutăm toate astea cu vechiul prieten al emisiunii noastre, domnul Ion Meioniță. Bine, Ioane, haideți să intrăm direct în pâine. Bună seara! Ce zici? Intrăm cu reportajul care prezintă ultimele aventuri ale domnului Macron sau nu comentăm? Ce avem pe meniu, nu? Ordinea de zi. Pe ordinea de zi. Bine, pe ordinea de zi avem audierile și Macron, așa că eu zic să vedem ordinea de zi și după aia comentăm pe larg. Adina Vălean a primit marți cu unanimitate de voturi aviz pozitiv din partea Comisiei Juridice a Parlamentului European pentru funcția de comisar la transporturi. Tot cu unanimitate de voturi a fost validat și reprezentantul Ungariei, Oliver Vorhei, pentru postul de comisar la vecinătate și extindere. În schimb, propunerea Franței în fruntea portofoliului pieței interne a trecut la limită de Comisia Jurii, cu 12 voturi pentru și 11 împotrivă. Cei trei viitori comisari au fost audiați astăzi de eurodeputații din comisiile de specialitate aferente portofoliilor alocate conform regulamentului de procedură al Parlamentului European. Thierry Breton, a doua propunere a președintelui Macron pentru funcția de comisar european după respingerea lui Sylvie Goulard din motive de integritate, a fost criticată de mai mulți politicieni francezi, atât de stânga cât și de dreapta. Ei au avertizat că Breton ar putea fi suspectat de conflict de interese dacă ar deveni comisar, întrucât este directorul general al unei companii tocmai din domeniul pe care l-ar coordona la nivel european. Este vorba de Atos, o societate de servicii informatice. Aceasta primește subvenții europene și este unul din liderii europeni în supercalculatoare, iar portofoliul care va fi condus de Thierry Breton coordonează și serviciile informatice, au avertizat eurodeputații ecologiști. Președintele francez a atras atenția nu numai cu această numire controversată, ci și cu declarația șocantă despre NATO, făcută într-un interviu pentru publicația The Economist. Alianța este în moarte cerebrală, a spus el, iar țările europene nu se mai pot baza pe Statele Unite în materie de apărare. Liderul francez a declarat că Europa este pe marginea unei prăpastii și că trebuie să înceapă să gândească strategic ca putere geopolitică. Altfel, riscăm să nu mai avem controlul asupra propriului destin, a mai spus el. Macron a fost contrazis de cancelarul Germaniei, care nu este de acord cu viziunea radicală a acestuia despre NATO. Președintele Franței a ales cuvinte dure. Nu împărtășesc această viziune asupra cooperării în NATO și nu cred că această apreciere intempestivă este necesară, a spus Angela Merkel. Și secretarul general al Alianței Jens Stoltenberg a respins afirmațiile lui Macron. NATO este puternică, iar Statele Unite ale Americii, America de Nord și Europa facem mai mult împreună decât am făcut în ultimele decenii, a precizat el. În același interviu, Emmanuel Macron a vorbit pe un ton sumbru și cu privire la viitorul Uniunii Europene, declarându-se îngrijorat de fragilitatea extraordinară a Europei, care va dispărea geopolitic și nu va mai fi stăpâna propriului destin dacă nu se va considera o putere mondială. El a subliniat că există trei mari riscuri pentru Europa, ca ea să uite că este o comunitate, dezalinierea politicii americane de proiectul european și emergența puterii chineze, care marginalizează clar Europa. Emmanuel Macron a reușit să uimească instituțiile europene, precum și multe state membre, când s-au opus începerii negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord. Argumentul său a fost că dorește mai întâi reformarea procesului de extindere a Uniunii. Donald Tusk și-a exprimat regretul profund, iar Jean-Claude Juncker a vorbit despre o gravă eroare istorică. Liderii Uniunii Europene au regretat și ei blocajul, iar Macedonia de Nord și Albania vor mai aștepta până la summitul de la Zagreb din 2020. Ok, să o luăm cronologic, adică cu știrea la moment, cum se spune. Adina Vălean a fost audiată, audierea s-a terminat acum cam 7-8 minute. Nu a fost o prestație extraordinară, nu a fost o prestație strălucită din punct de vedere al competenței. A început în forță, a început foarte bine, dar pe parcurs s-a dovedit că nu știe o grămadă de detalii. Nu este de specialitate. Nu e pe specialitate. Nu e de specialitate, a fost, iată, a câta nominalizare din partea României.
Sigur că are experiență în calitate de europarlamentar. Experiență politică? Politică, fără discuție. Dar transporturile reprezintă un domeniu tehnic. Corect. Trebuie să răspunzi la o grămadă de probleme și cine a avut vreodată de a face... Standarde, procente, poluare, taxe. Se pune problema aviație, taxe de aviație și am văzut dispute între țările membre. Sunt lucruri extrem de importante. Problema socială, cu dumping social, cu tiriști, cu șoferi. A fost întrebat. Dumpingul social, evident, sunt interese acolo legate de competitivitatea firmelor, pentru că foarte multe dintre comenzile de transport sunt preluate de transportatori din estul Europei, în special polonezii și românii, și bulgarii domină piața, dar transportatorii români sunt extrem de interesați în ceea ce se întâmplă, sigur că ei au costuri mai mici decât competitorilor, așa încât sunt foarte, foarte multe probleme tehnice acolo. Nu cred că putea doamna Vălean să dobândească expertiză într-un domeniu atât de vast, într-un timp atât de scurt. Ceea ce nu înseamnă însă că nu are șanse să fie acceptată, pentru că are experiența politică necesară, sigur, să vedem ce va spune votul până la urmă. În cele trei audieri... Însă nu este sigur în momentul de față, dar e o chestie de minute. Să vedem ce spune vot. Și eu zic să vedem, pentru că între timp s-a terminat și Thierry Breton și coordonatorii grupurilor politice să se ne întâlnească la ora 5, ora Bruxelles, deci la ora 6, ora României, pentru a decide soarta lui Thierry Breton. Și, Thierry Breton, a candidatul și francez... Și până la urmă, votul e politic. Și votul este politic. Și dacă se ajunge la o înțelegere politică între grupurile importante, cele trei grupuri importante, sigur că se asigură și majoritatea. Și nu se uita și verzi, aș pune și verzi pe acolo, aș face cam 4. Da, verzi 4, în sfârșit. Da. 3-4, cam asta e geometria variabilă în care se joacă. Și în care a pierdut... Ungaria. Candidatul maghiar pentru extindere, bun, ok, un tip competent în politicile europene, pentru că era șeful reprezentanței. Era șeful reprezentanței. Ungarii, dar cred că e nepotrivită alegerea Ungariei pentru postul de comisar pentru extindere. Putea să se gândească să-i ofere altceva, pentru că Ungaria nu are cea mai apropiată atitudine față de fenomenul de extindere. Gândește că omul ăsta, da, din Ungaria, trebuie să vadă, să judece statul de drept sau calitatea statului de drept, nu? În țările candidate. În țările candidate și nu numai. Libertatea de expresie corect, și multe altele. Corect. Dar aici este și o situație extrem de dificilă în urma declarațiilor lui Macron. Corect. Și vedem că s-a întâmplat ceva semnificativ înainte, la momentul în care s-au distribuit portofoliile, nu pe oameni, ci portofoliile pentru fiecare țară. Bulgaria era pe punctul de a obține portofoliu pentru extindere și avea și o candidată foarte bună, era și femeie. Deci, Maria Gabriel. Avea toate aturile. Veterană, venită din comisia... Țara apropiată de... Că vorbim aici... Balcanii de Vest. Că aici se pune problema negocierilor. Ori Boyko Borisov a spus următorul lucru. Nu vreau acest mandat. Și l-a refuzat. Nu că nu i s-a oferit. L-a refuzat. Cu înțelepciune politică. Și aici e clar, pentru că de ce l-a refuzat un mandat atât de important? Pentru că a spus foarte clar. N-am nicio șansă. Iată, a venit declarația. Atunci nu declarase Macron ceea ce a declarat. Știa, bineînțeles, care e atitudinea și zice, ce fac? Îmi asum eu Bulgaria, eșecul. Macedonia cu... Nu, dar mi-asum eșecul, pentru că, evident, Macedonia de Nord a făcut toate eforturile posibile și a schimbat numele, a trecut peste o serie întreagă de obstacole de natură naționalistă și așa mai departe. Și vin eu în Bulgaria și le spun, bă, băieți, îmi pare rău. Asta e viața. Mai treceți pe aici. Nu mă sunați că vă sun eu. A fost un eșec. Și atunci a preferat să refuze portofoliu. Păstrându-și și puterea de negociere pentru Cristalina. Și exact, a mers Georgieva. Pe varianta Cristalinei pentru șefia Fondului Monetar Internațional. Și a avut două cărți foarte bune de jucat și a refuzat un portofoliu important european. Tocmai pentru că situația e complicată. Așa că probabil cu Ungaria
Au zis, Ungaria nu se forțează prea tare. Eu cred că a fost... cine a mai rămas? Nu știm cum să scăpăm de portofoliu. Ce extindere, ce portofoliu pentru nimic. Hai să îl ia cineva care se simte confortabil cu chestia asta, că n-are bătăi de cap. Dar în Parlamentul European situația s-a complicat foarte mult. S-a complicat? Omul nu a fost votat în comisia de specialitate. Nu poate să... Acum... Președinta Comisiei este pusă într-o situație delicată. Mai are și problema cu francezul, care a trecut la un vot. În Comisia Jurii. În comisia jurii. Da. A trecut la un vot. La un vot, ținând cont de calitatea sa și interesele sale legate de afaceri, mediul de afaceri, firmele pe care le-a condus. Acum, ce să spun? A zis și în audierile de... Acum vreo jumătate de oră, a spus-o nu știu câta oară. El a fost perpelit, în primul rând, de socialiști, de verzi. Urmând... Și acum aici va fi foarte interesant de văzut care va fi reacția PP-ului. Pentru că, să nu uităm, Thierry Breton este clar în New Europe, Franța vine pe mâna lui Macron, deci este foarte clar, da? Franța a mai pierdut un candidat. Al doilea candidat, Franța... Never. Mai este încă un cui? Nu știu ce să spun. Numai că Renew Europe a pus stop Ungurului. Mai e încă un cui, prietenul Europei care se cheamă Boris Johnson. Care trebuie să vină cu un comisar. A anunțat că nu vine. Păi nu trebuie să vină cu un comisar, pentru că așa prevăd tratatele europene. O fi prevăzând, numai că a trimis o... Și el spune că vine... Adică omul nu numai că pleacă, dar vrea să și dărâme în urma lui tot. Adică eu vin după 12 decembrie cu numele... Și ce face Comisia Europeană? Comisia nu pare că departamentul juridic al Comisiei, de comun acord cu Consiliul... Aici eu... Treabă destul de periculoasă, mai ales pentru statele mici. Poate, da, conform tratatelor, să spun, ok, funcționăm cu un număr mai mic de comisari decât numărul de state. Dar, te întreb, Ioane, asta nu cumva creează un precedent? Pentru a discuta despre o scădere a numărului de comisari la un moment dat? Lasă Boris Johnson un măr otrăvit acolo? Exact. Sau nu? Exact. Până la urmă, n-avea nicio problemă să nominalizeze pe cineva. Da, să lase pe Julian King, un tip care este, miza, pentru că este vorba de o lună în care acest comisar va fi la Bruxelles, o lună, întrerupt de vacanța de sărbători. Deci cam asta e ideea și pentru asta nu nominalizez un comisar? Da. Acum, să revenim la notre ami Emmanuel, nu? La acela care a făcut... Poate al dumneavoastră. Notre ami în general, așa. Eu nu mă simt chiar așa de... Ar fi frumos, nu? Așa. Cea mai recentă referire la domnia sa a făcut-o Donald Tusk, ieri. Emmanuel. Da. Deci că e prietenul lui. Da. Așa a spus. Emmanuel, da. Nu pe mine. Nu pe mine. Adică nu mă convingi pe mine ca să completați punctele... Da. Detaliază, te rog, pentru public. La ce s-a referit? Emmanuel Macron? Nu, Tusk, evident. Tusk. Când a spus prietenul meu, Emmanuel, pe mine nu. A ținut și el un speech în urma declarațiilor incendiare ale lui Emmanuel Macron privind starea de moarte cerebrală a NATO. Și a spus foarte clar că nu e de acord cu el, că și mai mult decât atât, nu poate să accepte punctul de vedere prin care Emmanuel Macron susținea că Victor Orban, prietenul său, a devenit Victor Orban, prietenul de cruce al lui Emmanuel Macron, va trebui să-i convingă pe polonezi să renunțe la atitudinea lor față de Rusia și astfel încât întreaga Uniunea Europeană să devină foarte prietenoasă cu ruși. Ori Donald Tusk a spus foarte clar, fiind polonez, nu pe mine. Adică poate Victor Orban să încerce să-i convingă pe polonez să schimbe atitudinea, dar nu pe el. Donald Tusk urmând să preia un important portofoliu european și anume liderul popularilor europeni, în locul lui Joseph Daul. Bine, și-a anunțat intenția, dar adevărul că este de necontestat candidatul ăsta. Nu, nimeni nu poate să conteze sau să încerce să concureze cu Donald Tusk. Și atunci e evident că avem o nouă falie în Europa. În primul rând, atitudinea lui Emmanuel Macron de a bloca deschiderea negocierilor cu Macedonia de Nord și cu Albania,
care are efecte extrem sau poate să ducă la urmări extrem de neplăcute pentru Uniunea Europeană. Păi, hai să luăm pe de o parte aici așa. Este o nu înțeleg modul foarte întortocheat în care Emmanuel Macron pune termenii ecuației. Dar nu înțeleg de ce scoate el Franța într-o poziție de influență în Balcani. Eu nu pricep. Până acolo. Sincer. Nu, până acolo, până la poziția de influență, până ajungem acolo. El spune următorul lucru legat de moartea cerebrală. Și spune așa, singura șansă pentru Europa este să ne câștigăm suveranitatea. Okay. Adică să fim, să fim o putere la nivel geopolitic. Corect. La nivel mondial. Corect. Adică să transforme Europa, care este o putere economică, o putere morală. în soft power, în atractivitate, în model, în protejarea ursulețului polar. În multe alte lucruri, lucruri foarte importante. Corect. În protecția mediului. Să nu uităm că protecția mediului este îngrijorarea numărul 1 a cetățenilor europeni în acest moment. Din vest. Nu. Bine, media. Ca medie. De fapt, din nord, cam așa. Nu, că nu sunt atât de mulți. Nu e adevărat, nu sunt atât de mulți suedezi și finlandezi și danezi. Grosul populației este mai încoace. Și în România, să știi că după sondajele de opinie, schimbările climatice sunt extrem de importante. Pune problema să fim suverani, să jucăm geopolitic, asta înseamnă, bineînțeles, și în armare. Da. Nu poți să fii geopolitic dacă nu ai o forță militară demnă de respect. Corect. Inclusiv nucleară, să fim foarte clari. Ceva portavioane? Da, deci să jucăm, spune Emmanuel Macron, și pe de altă parte zice să nu jucăm, adică să ne retragem din Balcanii de Vest. E o contradicție de termeni. Dacă ești puternic, îți lărgești teritoriul. Și unde mai pui? Sfera de... Și unde mai pui? În care îți arăți valorile, granițele în care îți exprimi această putere. Și unde mai pui? Cele două state au și o atitudine extraordinar de favorabilă. Păi da, și de ce nu vrei să faci acest lucru? Până la urmă, în favoarea jucând, pentru că această retragere dintr-o zonă extrem de sensibilă, să nu uităm, Balcanii sunt pântecele slabe ale Europei. Și au fost dintotdeauna. Aici au apărut conflicte, aici au început războaie, dacă ne gândim și la primul război mondial care a distrus, practic, Europa din temelii, vechea Europa a fost rasă din temelii, pe un conflict minor din Balcani. Ori, a lăsa în neorânduială Balcanii, după războaiele din fosta Iugoslavie, după ce s-a întâmplat, bombardamente, epurări etnice, asasinate în masă. Corect. Tot ce s-a întâmplat după 90, lumea a constatat îngrozită ce se întâmplă acolo, cele mai mari masacre după cel de-al doilea război mondial. Corect. Și atunci soluția care a fost pentru această zonă atât de grea, de complicată a Europei? A fost oferim acestor state perspectiva integrării europene, astfel încât să trăiască în pace, să aibă prosperitate, să nu se mai pună problema mutării unei granițe de aici aici. Deci soluția... Toleranță, de... valorile europene standard. Toleranță, libertate de expresie. Și ai cele două state care au făcut efortul să se reformeze. Să nu uităm, încă o dată, Macedonia de Nord și-a schimbat numele țării. Zaev a... Preferendum. Ce a pățit și Tsipras în Grecia, pentru că a fost de acord cu și atunci abandonezi zona, vine, bineînțeles că nu există vid în geopolitică, pleci tu, se găsește cineva, vine altul. Și creezi această problemă spunând că tu vrei să întărești Europa. Da. Că vrei... Păi dacă o faci să joace geopolitic și tu pleci de unde ai promis că ești prezent, nu mai... Și noi toate interesele să numai Europa puternică nu poate să iasă din afaceri. E un... din ce însă, mai des aude... Este există și una dintre explicații, sunt multe explicații, dar una este destul de relevantă, sondajele de opinie. Domnul Macron, în momentul de față, are popularitatea sub Marine Le Pen. Păi s-a văzut și la alegerile pentru Parlamentul European, europarlamentare s-a văzut. Ori, în cazul ăsta, dacă s-ar face alegeri prezidențiale, clasica întrebare,
în finală ar intra cei doi, cum au mai fost, numai că ar intra pe primul loc Marine Le Pen. Iar Macron ar intra după ea. Și ar câștiga în turul al doilea, evident. Evident. Dar, sau nu e, sau neevident, dar pentru el să piardă și atunci, ar fi catastrofal. Și atunci se pare atunci, că asta ar fi o explicație pentru asta cu Orban, adică ia jucăria nu, lui Le Pen. Intră pe zona. Ce spune Le Pen? Nu extinderii europene, nu? Corect. Evident. Da. Europa, stop cu refugiații. Stop cu, cu tare. Ce mai spune? Relație foarte bună cu Rusia. Păi da? Evident, ea spune asta că păi și atunci, are 25 de milioane de dolari luați de la Putin. Adică, ce face firesc. Macron, Emmanuel, prietenul tău? Zice următorul lucru. Mamă? Nu, al nostru. Al nostru. Al nostru. Ce face doamna Le Pen? Păi câștigă votul cu asta, asta. Ia să zic eu asta. Zic eu asta și voturile... Numai că asta este cea mai facilă metodă de a pierde. Mi se pare și periculos. Pentru că preiei, de fapt, discursul adversarului pe care vrei să-l combați și atunci întrebarea pe care și-o pune omul, eu, prietenul. Da. Păi, frate, ce rost mai are, ce diferențe între tine și cei care sunt considerați extremiști? Dacă tu preiei mesajul extremiștilor ca să nu pierzi voturi, e același lucru. Adică și tu devii de aceeași calitate ca și cei pe care îi comanți. Adică, ce diferență mai fac eu? Așa că mă duc și votez direct pe ea. Măcar știi o treabă. Mulțumesc că... Ioana, o plăcere ca întotdeauna o conversație cu tine și lămuritoare pe foarte multe dintre aspectele ceva mai puțin cunoscute ale acestei Uniuni Europene, care, iată, este din ce în ce mai sexy și mai aducătoare de breaking news. Toate cele bune!